meu, sunt foarte bucuroasă că ai revenit din nou la lecția de matematică. Astăzi continuăm împreună călătoria noastră în lumea numerilor raționale. Mă numesc Elena Boldurescu și sunt profesoară de matematică. Vom studia împreună lecția numărul 4, care are ca subiect adunarea numerilor raționale, proprietățile adunării. Sper că te-ai făcut comod, ai la îndemână cele necesare și putem începe. Pentru ca călătoria noastră să fie cât mai plăcută și confortabilă, este necesar să ai cu tine anumite bagaje. Fii sigur că cunoști, să citești și să aplici proprietăți ale adunării numerilor naturale și întregi, să efectuezi operații de adunare cu fracții și cu numere întregi, să citești și să scrii corect numere raționale. Sunt sigur că cunoști aceste lucruri, de aceea mergem mai departe. Dacă astăzi vei studia foarte atent și vei fi foarte atent la detalii, atunci, spre sfârșitul lecției, vei ști să aduni numere raționale, să utilizezi proprietățile adunării în efectuarea calculelor cu numere raționale. Propun iarăși de nou să începem explorarea noastră de la o situație reală. Un helicopter a coborât în zbor, mai întâi 50 întreg și 60 metri, apoi s-a ridicat la 102 întreg și 3 metri. Cum s-a schimbat înălțimea de zbor a elicopterului după aceste manevre? Rezolvarea acestei probleme este ușor de observat în baza următoarei imagini. Iată, avem schema zborului acestui elicopter, care mai întâi a coborât în jos cu 50 întreg 60 metri, apoi s-a ridicat din nou la distanța de 102 întreg 3 metri decât la cea care a fost coborât. Foarte ușor putem afla acest segment din desenul dat, făcând calculele de rigoare. Deci minus 50 întreg 60 plus 102 întreg 3 este egal cu 51 întreg 7. 10. Răspunsul problemei ar fi că înălțimea de zbor s-a mărit cu 51 întreg 70 metri. Cum se adună numerele raționale? Să vedem împreună ce reguli trebuie să cunoaștem pentru a realiza operația de adunare a numerelor raționale. În primul rând, să reținem că suma a două numere raționale este tot un număr rațional. O să observați mai jos că regulile de adunare a numerelor raționale au foarte mult în comun cu adunarea numerelor întregi. Una din reguli care ne ajută să adunăm corect numere raționale ne spune că pentru a aduna două numere raționale cu același semn, adunăm modulele lor și rezultatul lui îi atribuim semnul lor comun. Să cercetăm împreună câteva cazuri de adunare care are ca termen numere raționale și să înțelegem cum funcționează această regulă. Exemplu 1. 5 șesimi minus 5 șesimi plus minus o doime. Deci avem de adunat, de fapt, două numere raționale negative. Pentru a aduna două numere raționale negative, după cum am spus mai sus, este necesar să adunăm modulele lor. De aceea, aflăm modulul numărului minus 5 pe 6 este egal cu 5 pe 6. Iar modulul numărului minus o doime este egal cu o doime. Respectiv, suma modulelor este numărul 4 pe 3. Rezultatul acestui calcul este numărul minus 4 pe 3. Deci, conform regulii, se adună în modulele numerelor, dar rezultatului îi atribuim semnul numerelor pe care le-am adunat. Întrucât ambele numere au semnul minus în față, înseamnă și rezultatul acestei adunări, sau mai bine zis, suma lor, o să fie tot un număr negativ. Mai analizăm o situație când numerele raționale date sunt reprezentate sub formă de numere zecimale. Regula, de fapt, este aceeași. Pentru a aduna două numere raționale cu același semn, adunăm modulele acestora și rezultatului îi atribuim semnul lor comun. Urmăm aceeași pași ca la exemplul anterior. Aflăm modulele numerelor date, după care le adunăm. Suma modulilor este numărul 2 întreg 52,
dar deoarece ambele numere sunt negative, rezultatului îi atribuim semnul minus, respectiv minus 0 întreg și 12 sutimi plus minus 2 întreg și 4 zecimi este egal cu minus 2 întreg și 52 sutimi. Este foarte important să reținem că pentru a aduna două numere raționale cu semne diferite deja, efectuăm următorii pași. Din modulul mai mare scădem modulul mai mic, iar rezultatului îi atribuim semnul numărului cu modulul mai mare. Deci, iarăși de nou, trebuie să aflăm modulele numerelor. Să analizăm împreună un exemplu rezolvat. Minus 5 șesimi plus o doime. Deci avem de adunat două numere cu semne diferite. Pentru a scoate în evidență acest fapt, această sumă o scriem sub următoarea formă. Minus 5 șesimi plus o doime. Deci primul pas ar fi că trebuie să determinăm modulul. Modulul lui minus 5 șesimi este 5 șesimi, modulul numărului plus o doime este o doime. Următorul pas, comparăm modulele. Dintre aceste două module, mai mare este 5 șesimi. Respectiv, conform regulii, din modulul mai mare scădem modulul mai mic, 5 șesimi minus o doime, amplificând a doua fracție cu 3 ca să avem același numitor, obținem această scădere că este egală cu o treime. Și în final, stabilim rezultatului semnul numărului cu modulul mai mare. Respectiv, avem rezultatul minus o treime. Un alt raționament pentru adunarea numerelor raționale reprezentate prin fracții ordinare ne spune următoarele. Că pentru a aduna două numere raționale exprimate prin fracții ordinare, se aduc terminii la același numitor, care de fapt este cel mai mic multiplu comun al numitorilor, și se copiază numitorul comun, apoi se adună numărătorii, aplicând regula semnelor de la adunarea numerelor întregi. Să observăm cum se aplică acest raționament, analizând rezolvarea următoarelor exemple. Avem de adunat minus 2 pe 3 plus minus 1 pe 2. Deci, după cum am spus, mai întâi aducem aceste fracții la numitorul comun, care în cazul dat este 6, și obținem că minus 4 șesimi trebuie să adunăm cu minus 3 șesimi. Conform regulii, 6 este numitorul comun acestor două fracții, deci el se copiază ca numitorul fracției care urmează descris, iar numărătorii obținem două numere întregi care deja știm regula de adunare cu ele. Și respectiv rezultatul acestui calcul este minus 7 șesimi. Un alt exemplu este la fel, doar că avem de adunat două numere cu semne diferite. De asemenea, găsim numitorul comun, îl scriem și mai departe operăm cu adunarea numerelor întregi. Minus 2 plus 21 este egal cu 19. Regula o cunoaștem, că din modulul mai mare scădem modulul mai mic și semnul ca la modulul mai mare, adică semnul plus în cazul dat. Rezultatul final este numărul 19 pe 14. Ca să ne asigurăm că am înțeles foarte bine aceste reguli, în cele ce urmează, vă mai propun să analizăm rezolvarea următorului exercițiu. Efectuați calculele și enumărați literele care se identifică cu rezultat număr rațional negativ. Și avem câteva exemple rezolvate. Deci, minus 1 plus minus 5 pe 9. Numărul minus 1 îl reprezentăm ca sub formă de fracție și capătă forma minus 9 pe 9 minus 5 pe 9. Numitorul comun este 9. Minus 9 minus 5 este egal cu minus 14. Deoarece minus 14 pe 9 este o fracție supraunitară, scoatem întregul din fracție și obținem rezultatul minus 1 întreg și 5 noimi. La fel, procedăm și cu exemplul 2. 7 pe 2 plus minus 5 pe 7. Numitorul comun este 14. După ce amplificăm fracția, obținem 49 minus 10.
și este egal cu 39 pe 14. Scoatem întregul în fracție și obținem 2 întreg și 11 pe 14. Minus 4 întreg și o cincime plus 4 întreg și 1 pe 15. Iar și aplicăm ultima regulă enunțată anterior. Și avem de adunat minus 63 cu 61 și respectiv este egal cu minus 2. Pentru că deja știm cum se adună numerele întregi. Iar rezultatul final a acestui calcul este minus 2 pe 15. Atunci când avem mai mult de 2 termeni, în cazul dat 3, procedăm la fel. Găsim numitorul comun la toate 3 fracții care le avem de adunat. În cazul dat, numitorul comun este cel mai mic multiplu comun a numerelor 18, 12 și 9. Nu este altceva decât 36. Găsind factori complementari pentru fiecare fracție, amplificăm fracțiile și obținem numărătorul fracției 10 minus 21 minus 4, care de fapt este egal cu minus 15. Deci rezultatul final este minus 15 pe 36. Și un ultim exemplu pentru acest exercițiu, avem de adunat 4 numere raționale. Dar nu trebuie să vă sperie acest fapt, pentru că se adună la fel. Găsim numitorul comun a tuturor acestor 4 fracții. În cazul dat el este 60. Amplificăm fiecare fracție cu factorul complementar respectiv și obținem rezultatul 55 pe 60, care este o fracție reductibilă. Simplificăm prin 5 și rezultatul final este 11 pe 12. Dacă revenim la condiția acestui exercițiu, sper că vă mai amintiți că trebuie să identificăm numerele raționale negative. Respectiv, rezultate negative s-au obținut la exercițiile A, C și D. Deci A, minus 1 întreg și 5 pe 9, C, minus 2 pe 15 și D, minus 15 pe 36. Pentru operația de adunare a numerelor raționale, sunt specifice aceleași proprietăți ca și pentru adunarea numerelor întregi. Deci, să vedem care sunt ele. Proprietățile adunării numerelor raționale. Pentru a înlesni înțelegerea acestor proprietăți, vă propun să cercetăm următoarele situații. Ne amintim un exercițiu tipic pe care l-am întâlnit în capitolul precedent. Fie că se dă numerele A și B, unde A egal cu minus 2 pe 3, iar B egal cu o cincime. În tabela de pe ecran, vă rog să urmăriți calculul pentru aflarea sumei A plus B și B plus A. Deci aplicăm regulile adunării care le-am cercetat anterior. Avem minus 2 pe 3 plus 1 pe 5, respectiv găsim numitorul comun, și obținem situația minus 10 plus 3 supra lui 15. Efectuăm calculele de rigoare, obținem rezultatul minus 7 pe 15. Să vedem cu ce este egal B plus A, adică sunt schimbați cu locul termenii. Efectuăm calculele necesare, obținem același rezultat 7 pe 15. Deci observăm, ori să adunăm A plus B, ori să adunăm B plus A, rezultatul este același. Deci avem concluzia că A plus B este egal cu B plus A. În cazul nostru este egal cu minus 7 pe 15. Deci adunarea numerelor raționale este comutativă pentru orice A, B care aparține lui Q. Deci asta este prima proprietate a adunării, care de fapt am întâlnit-o și la adunarea numerelor naturale și la adunarea numerelor întregi. Adunarea numerelor raționale este comutativă. Următoarea proprietate să o studiem rezolvând următorul exemplu. Calculați suma numerelor A, B și C în două moduri. A plus B plus C și A plus B plus C. Pentru A egal cu minus 9 pe 4, B egal cu 7 pe 6 și C egal cu 13 pe 12. Cum procedăm în cazul dat? Să urmărim rezolvarea din casetele de pe slide. Aflăm mai întâi A plus B plus C. Deci mai întâi știm că se efectuează operațiile din paranteze. Efectuând operația din paranteza dată, conform regulilor de adunare a numerelor raționale, obținem că minus 27 plus 14
supra lui 12, trebuie să-l adunăm cu 13 pe 12. Deci avem situația că minus 27 plus 14 este egal cu minus 13 și minus 13 plus 13 este 0. 0 pe 12 este egal cu 0. Aplicând a doua condiție acestui exercițiu, adică trebuie să aflăm a suma acestor numere, doar că mai întâi adunăm B plus C și apoi A. Deci efectuăm calculele de rigoare, observăm că obținem același rezultat. Observați atent rezolvarea acestui exercițiu. Care este concluzia? A plus B plus C este egal cu A plus B plus C, în cazul nostru egal cu 0. Deci adunarea numerelor raționale este asociativă pentru orice A, B, C aparține lui Q. Pentru a identifica următoare proprietate a adunării numerelor raționale, efectuăm următorul calcul. 355 plus 0 este egal cu 355. Minus 27 plus 0 este egal cu 27. Și 0 plus minus 2 pe 15 este egal cu minus 2 pe 15. Deci, foarte ușor ne dăm seama de acest lucru, pentru că deja am studiat că 0 este un element neutru pentru adunarea numerelor întregi, numerelor naturale și respectiv și pentru adunarea numerelor raționale. Deci avem concluzia enunțată că 0 este element neutru la adunarea numerelor raționale, respectiv A plus 0 egal cu 0 plus A și este egal cu A, pentru orice A aparține lui Q. Astfel am adus argumente că și cea de-a treia proprietate funcționează pentru adunarea numerelor raționale. Să vedem cea de-a patra proprietate a adunării numerelor raționale în baza următorului exemplu. Efectuăm 3 pe 17 plus minus 3 pe 17 este egal cu 0. Aplicând regulile adunării numerelor raționale, din modulul mai mare scădem modulul mai mic, întrucât modulele sunt egale, scăderea acestor moduli o să aibă rezultatul 0, respectiv avem 3 pe 17 plus minus 3 pe 17 este egal cu 0. Minus 2 pe 13 plus 2 pe 13 de asemenea este 0. 0 întreg și 19 sutim plus minus 0 întreg și 19 sutim. Efectuăm calculele de rigoare, observăm că ne dă rezultatul 0 de asemenea. Concluzia ar fi următoarea, că A plus minus A este egal cu minus A plus A și este egal cu 0. Deci pentru orice număr rațional A, există opusul lui notat cu minus A, astfel încât suma lor este egală cu 0. Am identificat, sper că împreună cu tine, cele patru proprietăți a operației de adunare a numerelor raționale. Să încheiem lecția de astăzi cu următorul exercițiu. Calculați în modul cel mai eficient minus 3 întreg 72 plus 5 întreg și 26 plus 2 întreg 72. Deci ni se cere să calculăm în modul cel mai eficient. Deci aici ne vin în ajutor proprietățile operației de adunare a numerelor raționale. Deci observăm că partea decimală a primului număr este identică cu partea decimală a ultimului număr de adunat. De aceea este mai comod în cazul dat să schimbăm parantezele pentru că aceasta ne permite să facem asociativitatea adunării și schimbând parantezele obținem minus 3 întreg 72 sutim plus 2 întreg 72 plus 5 întreg și 26. Efectuăm operația din paranteză. Aflăm modulul numerelor din paranteze, după care din modulul mai mare scădem modulul mai mic și iar această diferență este egal cu 1. Semnul rezultatului o să fie ca la numărul cu modulul mai mare, respectiv minus 3 întreg 72 sutim plus 2 întreg 72 sutim este egal cu minus 1. Al treilea pas, care este necesar să-l efectuăm aici, efectuăm următoarea operație. Minus 1, adică rezultatul primei operații, plus 5 întreg și 26 este egal cu 4 întreg și 26 sutim. Cum am obținut acest rezultat? Aflăm modulul numerelor de adunat. Din modulul mai mare scădem modulul mai mic.
Semnul rezultatului este numărul cu modulul mai mare. Deci, respectiv, modulul mai mare este cu semnul plus și rezultatul este 43,26. Acestea fiind spuse, sper că, din suflet, că deja știi să aduni numere raționale, să utilizezi proprietățile adunării în efectuarea calculelor cu numere raționale. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi, o zi cât mai reușită să ai și plină de voie bună. La revedere! Învață matematică și nu uita că lumea e condusă de numere.